Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem, bineînțeles, vedeți deja lângă mine aici, am o cutie, nici foarte mică, nici foarte mare, o cutie potrivită, pot spune. Probabil o să vă întrebați ce am în această cutie și dacă vreți să aflați răspunsul, va trebui să puneți un like mai întâi și după care o să vă zic. Dar dacă nu vreți să puneți, nu e nicio problemă. Dar mă ajutați pe mine ca să creștem ca și comunitate și să apară videoclipul la recomandate. Hai să luăm briceagul și să ciopărțim această cutie. Să vă arăt ce avem aici. Eu deja știu ce am aici. Am niște lucruri noi pentru mine. Mai exact, o să vă arăt așa în mare ce este. Arată cam așa. Vreau să vă zic că sunt chestii de mâncare. Și nu numai, bine, de mâncare în principal, dar am niște suplimente și alte chestii de la Gold Nutrition. Gold Nutrition, pentru cei care nu știu, este un brand de suplimente alimentare, chipsuri, batoane, proteine, creatină, chestii de genul ăsta. Este unul dintre cele mai cunoscute branduri din țară și nu numai, pentru că ideea este că brandul nu este românesc, este un brand străin. Nu vă zic prea multe despre asta pentru că dacă vreți o să vă las un link în descriere, o să vă arăt ce am eu aici. Vreau să vă zic că un lucru foarte important, produsele acestea se găsesc în plafar, ceea ce e un lucru foarte important, foarte măreț, ca să zic așa, în domeniul sportului, în domeniul fitness-ului, pentru că pe piață apar foarte multe suplimente care nu sunt întotdeauna acreditate, să le spun așa, de cei care sunt în domeniu. Adică în momentul în care tu o să cumperi de la plafar un produs, el este dat spre vânzare cu niște avize, cu niște acte pentru a fi în regulă. Mai exact, produsele de la plafar în general sunt printre cele mai bune și printre cele mai naturale, dacă le putem spune așa. Iar eu aici pot spune că am niște suplimente de top, pentru că foarte mulți sportivi de performanță lucrează cu acest brand. Și am hotărât să îi testez și eu pentru prima dată. Nu am mai încercat până acum produse de la ei. O să vedem despre ce este vorba. O să vă arăt ce am în cutia asta. Mi-am luat suplimentele de bază pe care vreau să le testez, să le consum. Deci, repet încă o dată, nu le-am consumat până acum. Nu am idee cum sunt. O să vă spun părerea treptat. O să vedeți pe Instagram mai multe postări, chestii de genul ăsta. Dar hai să trecem direct la produse. La suprafață văd că am aici niște chipsuri. Da. Vreau să vă zic că există și chipsuri cu proteine, mai exact chipsuri proteice pentru sportivi, chipsuri care nu îngrașă atât de mult ca și celelalte. Ideea e că chipsurile astea nu sunt prăjite, ci sunt făcute într-un cuptor cu aburi sau ceva de genul ăsta. Mai exact, hai să vedem că scrie chiar pe spate. Deci, scrie așa: sunt produse prin tehnica Air Pop It, o tehnică inovatoare care prepară gustări crocante prin utilizarea temperaturii și presiunii ridicate, ceea ce permite o conservare mai bună și o utilizare redusă de ingrediente artificiale și grăsimi. Mai exact, astea, după cum am spus, poți să le găsești chiar și în plafar. Chipsuri mai naturale și cu proteine. Scrie aici că are proteină ridicată, 17 grame de proteină, cel mai probabil la 100 de grame. Bine, asta are 40 de grame, o pungă de genul ăsta. Arată cam așa punga aceasta, dacă o să focuseze. Deci, și sunt cu gust de barbecue. Zice că nu sunt prăjiți, deci nu sunt prăjiți, ci sunt făcuți într-un fel de aburi, într-un fel de cuptor. În general, mâncarea la cuptor sau la grătar e mult mai bună decât cea prăjită. Deci avem aceste chipsuri. Am mai multe pungi. Ba nu, am două pungi cu barbecue. Am cu cheese, cu brânză. Asta este cu brânză. Am mai multe cu brânză. Vreo 3 pungi, văd aici. Și, ba nu, am tot 3 și cu barbecue, 3 cu brânză. Și 3 cu Thai Sweet Chili. Thai Sweet Chili. Ok. Asta e cu Thai Sweet Chili. Deci, cred că astea sunt cele 3 principale arome pe care le au ei cu chipsuri. Nu le-am încercat până acum. Așa că vreau să testez în fața voastră. Mamă, ce bine miroase. Arată cam așa chipsurile astea. Sunt rotunde. Zici că e pufulete. Nu seamănă deloc cu un chips, adică pur și simplu
Chiar sunt parcă pufuleți, doar că ăsta e cu chili. Sweet chili, chili dulce. Sunt puțin iuți și puțin dulce, adică chiar e șmecher aroma. E prima oară când încerc, dar nu, am mai încercat o singură dată, mint. Am mai încercat o dată chipsuri proteice. Asta e a doua oară. Chipsuri cu proteine. Există și așa ceva. Deci chipsuri cu proteine pentru persoanele care vor să slăbească și le plac chipsurile. Adică nu se pot abține și dacă vrei să slăbești sau să te îngrași, să zic așa, să pui masă musculară pe tine. Mamă, deci... Chiar sunt bune. Nu simt deloc grăsimea. E o combinație de loto cu pufulete cu... Sunt bune. Sunt chiar interesante. Avem aici un shaker. Un shaker foarte mare. Dar bine, nu? Are și compartimentul ăsta pentru a-ți pune aici doza. Deci, ăsta e un shaker de la Goal Nutrition. Asta e sita. Hai să vedem. Avem aici creatină pudră, power, cu mango și orange de la Goal Nutrition. Un kilogram, conține un gram de taurină pe servire. Așa arată și creatina asta, este cu gust de mango și cu ce am spus, cu mango orange, deci cam așa arată borcanelul acesta, are un kilogram și bineînțeles, scrie aici, are 4 grame pe servire, adică îți ajunge mult timp, îți ajunge câteva luni un borcan dintre ăsta. Chiar sunt curios ce gust are, mie îmi plac și portocale și mango, e o combinație interesantă, nu am mai gustat, cred că combinația asta. Dar o să vedem. Pentru cei care nu știu, creatina se ia înaintea antrenamentului, ajută foarte mult, îți dă puțină energie, un impuls mai mare, ca să zic așa, te ajută. Căutați mai multe despre asta, nu o să vă zic eu, pentru că deja am mai vorbit despre lucrurile astea. Aici avem proteina, Iso Hydro Whey. Avem un whey protein, este whey protein. Whey Purist Isolate and Hydro Isolate Protein. Whey, ăsta este, deci mamă, cât are? Ăsta are, unde scrie mă? Un kilogram. Tot un kilogram are și ăsta, doar că borcanul este mai mare, fiind mai concentrat, mai voluminoasă proteina decât creatina, dar amândouă au un kilogram. Asta cred că ajunge pentru o lună. O lună, poate o lună și puțin, depinde. Este cu gust de ciocolată. Ciocolată, guilty chocolate, așa scrie aici. Chiar sunt curios. Eu la ciocolată, în general, nu mă omor cu toate gusturile de ciocolată, ciocolată de feră, dar... O să vă spun, după ce o să o testez imediat, să fac o postare pe Instagram, să vă spun gustul. Hai să continuăm cu borcanele. Avem aici și un pre-workout cu gust de pepene, pre-workout impact, natural energy formula. Deci v-am spus, toate produsele astea, dacă vreți să vă uitați mai multe, le găsiți chiar și în plafar. Nu știu dacă în toate plafarurile din țară, dar în general, dacă o să căutați pe Google, o să vedeți la ce plafar sau... exact magazinele în care se vând, ei au site-ul original din afara țării, iar în România o să le găsiți pe site-urile lor partenere, dacă scrieți Goal Nutrition, bineînțeles. Deci ăsta este pre-workout-ul, așa arată, puteți să vă uitați mai mult pe internet. Eu nu am ce să vă zic pentru că încă nu știu, e prima dată când le voi testa, așa că nu vreau să zic înainte de a le testa. Aici avem L-carnitină. L-carnitină 3000, doza cea mai indicată, doza cea mai bună de L-carnitină. Avem aici câte doze? 2, 4, 6, 10. 20 de doze avem aici. A, scria și pe cutie, da, bun. 20 de doze de L-carnitină cu gust de sweetness free. Nu, lemon. Cu gust de lemon. 20 de doze gust de lemon. L-carnitina, pentru cei care nu știu, e foarte bună în slăbit. Te ajută la slăbit, arde grăsimile mult mai repede, cam așa arată o doză de asta, te rog să focusezi. Așa arată o doză dintre asta de L-carnitina. Este doza de 3000, cea mai puternică și cea mai indicată, ca să zic așa. Este doza recomandată, doza acreditată. În toate tipurile de L-carnitină maximul este admis 3000. Ăsta este cel mai bun. L-carnitina se ia întotdeauna înainte de antrenament și văd că scrie aici că are este pentru vegetarian, formula pentru vegetarian, scrie chiar aici dacă observați. Și avem aici batoane proteice, o cutie plină cu batoane proteice. Mamă, deci
Ui, pentru o lună întreagă, bineînțeles. Mamă, zici că sunt sneakers sau mask, ceva de genul. Deci seamănă foarte bine cu un fel de sneakers. Cam așa arată batonul ăsta. Total bar protein. Gold Nutrition High Protein, 15 grame de proteină, scrie asta la 100 de grame, cel mai probabil. Un baton de ăsta are 46 de grame. Se recomandă un baton înainte de antrenament și un baton imediat după antrenament. Da, o să testez unul chiar acum, pentru că vreau să văd ce gust are. Băi, mamă, cât de bine miroase, frate. Deci miroase a ciocolată dintr-aia bună. Era să zic că vreți să nu mirosiți și voi. Da, mirosiți și voi. Nu prea se simte atât de mult zahăr, adică nu e chiar atât de dulce. E numai bună. E consistent așa de la prima înghițitură. Nu seamănă cu Marsul, nici cu Snickers-ul. Nu are nicio alună, nu are absolut nimic în interior, ceva mai tare sau crocant, pur și simplu. E doar un fel de, seamănă cu, ca și consistență cu ciocolata de casă, ca să zic așa. Dar e bună. Mama, e chiar bună, e și mie chiar rău. Și îmi place foarte tare. Seamănă la miros cu Kinder, parcă. Chiar e gustoasă. E chiar șmecheră. Și mai am aici două produse pentru femei. Pentru că i-am luat și Sabinei ceva. Mai exact am L-carnitină pentru femei. Deci asta e specială pentru femei. Pentru a slăbi, vă ajută foarte mult. Arde grăsimile foarte repede. Adică, după cum am spus ei înainte, aia este L-carnitină pentru bărbați. Și asta este Woman Collection. Formula specială cu ananas. Asta este cu gust de ananas pentru femei. Deci dacă sunteți fete, femei, domnișoare, doamne care vor să slăbească, aceasta este formula pentru voi. This girl is on fire. Woman Collection. Uai, ce tare arată. Asta e o doză aici pentru femei, după cum am spus. Un pachet dintre ăsta are 15. Văd, are 15 dintre astea. Iar pachetul ăsta are 20. Dar e destul, zic eu, nu știu. Și mai am aici tot o formulă pentru femei. Scrie Taylor for Superwoman. Woman Collection by Gold Nutrition. The future is... Mamă, ce tare arată cutia asta. Așa zici că e un fel de... ca o cutie pentru cadouri. Deci, sincer, chiar nu știu ce este aici. Nu știu ce mi-au pus. Trebuie să mă uit acum. Ce e asta? Ce scrie aici? You are a superwoman. You can change the world. Foarte tare mesajul. Pentru Sabina, după cum am spus, i-am luat și ei niște L-carnitină pentru că face sport și L-carnitina te ajută mai mult la slăbit înainte. Feed Protein Shake, Save Your Day. Avem aici așa ceva. Asta e un pachet, un startup pentru femei. Am înțeles acum. Deci este un startup pentru femei. Mai exact are așa. Conține o doză de L-carnitină. Drainer, scrie aici, let it drain, nu știu exact ce e asta, niște batoane, fitted colastic, colastic hidrogen colact, mai avem așa ceva. Deci aici avem o doză de proteină, asta e o doză de proteină pentru femei, L-carnitina, mai avem plicul ăsta, ce tare e mesajul, said it's over, find more at womancollection.pt, asta scrie în cutie, deci... Asta scrie în cutie. Ăla e site-ul lor oficial pentru femei. Are aici 4 batoane. Acestea nu îngrașă. Mamă, ce mesaje. It is plain. No, it is a super bar. Au niște mesaje foarte interesante. Unul este, ăsta este cu ciocolată neagră. Ăsta este cu caramel. Ăsta este cu biscuit. Iar ăsta este cu un fel de ciocolată, cred, nu? Cu o ciocolată. Și asta conține. Deci e un fel de start-up pentru femei, care conține pre-workout, proteina în sine, batoanele proteice, plus o hârtie care scrie despre Superwoman, sănătatea mamei. Deci pentru femeile care au copii în general, ia uite, mamă, ce tare e asta pe spate. Vedeți acolo femei care sunt casnice și zic că sunt Superwoman, pentru că încearcă, iată linia de produse. Aici are mai multe, o să
O să-i dau Sabine, ea o să citească, ea o să vadă ce a primit aici, pentru că este ca un cadou pentru ea. Și cam asta avem în acest pachet. Acestea sunt produsele pe care eu le-am primit, o să le testez, o să vă spun cum sunt, ce gust, dacă îmi plac aromele sau ce arome puteți. Depinde de gustul fiecăruia. Arome găsiți diferite, puteți să vă uitați mai mult pe site, o să vă las link în descriere sau dacă vreți căutați chiar pe Google despre Gold Nutrition mai multe, v-am spus ce e foarte important e faptul că sunt vândute în plafar și după cum știți eu în general colaborez cu mai multe branduri din acest domeniu cu suplimente, proteice și dacă ceva îmi place și sunt întotdeauna deschis la lucruri noi, vreau să le încerc. Dacă îmi plac, continuăm. Dacă nu, nu continuăm. Așa că vom vedea care e treaba și ca de fiecare dată eu o să vă prezint și vouă. Așa că aștept un mare like din partea voastră dacă v-a plăcut acest video. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un comentariu și să-mi dați și un follow pe Instagram pentru că acolo postez înainte. Așa că ne vedem pe Instagram. Cam atât. Numai bine.